Ziua bună, dragii mei pofticioși! Vă propun să gătim împreună chili con carne, un preparat foarte gustos, consistent și ușor de făcut, inspirat de bucătăria mexicană. Este unul dintre acele preparate în care putem valorifica într-un mod absolut delicios conținutul cămării, pentru că vom folosi produse la conservă, fasole brună și roșii decojite în suc propriu. Și pentru 3 porții, eu voi folosi 250 de grame de carne tocată de vită, se poate folosi la fel de bine în amestec, vită cu porc, doar să nu fie chiar foarte grasă, o ceapă roșie tocată, 100 de grame avut a mea, un cățel de usturoi mare, zdrobit, o conservă de fasole brună și uitându-mă acum pe ambalaj, văd că gramajul acesteia net, deci conținutul de boabe de fasole, este de 240 de grame. Voi mai avea nevoie, după cum v-am spus de la început, de aproximativ o treime dintr-o conservă de roșii decojite în suc propriu și, fiind vorba despre chili, evident vom avea nevoie de ardei cât mai divers colorați. Eu voi folosi un ardei jalapeno, un chili destul de mare și 2 ardei grași, unul galben și unul portocaliu. Puteți folosi orice fel de ardei vă sunt pe plac sau aveți la dispoziție, indicația ar fi să-i alegeți de culori diferite. Voi mai folosi și un filtr de ceapă verde pentru că e primăvară și un pic de prospețime nu strică niciodată și condimentele specifice, evident sare, piper cayenne, o linguriță rasă de scorțișoară, o linguriță rasă de ienibahar măcinat și o linguriță rasă de chimion măcinat. Dacă oricare dintre aceste condimente propuse nu vă este pe plac sau nu îl aveți la dispoziție, îl puteți pur și simplu elimina, pentru că până la urmă există mii de variante de chili con carne, până și cu ciocolată, așa că nu va fi nicio problemă dacă veți încerca să personalizați puțin varianta voastră. În afară de cele menționate până acum, voi mai folosi 2 linguri de ulei de măsline și 3 linguri de sos tabasco din chipotle afumat, iar pentru servire voi avea nevoie de orez pe care îl voi găti simplu, fiert în apă cu sare, și coriandru verde pe care, din păcate, de această dată nu l-am găsit, așa că îl voi înlocui cu pătrunjel cu frunzalată. Vă recomand însă, pe cât posibil, să folosiți coriandrul verde, care va da o notă de autenticitate, dar și multă prospețime acestui preparat. Să ne apucăm de treabă! Pentru început, încingem pe foc mediu iute o tigaie încăpătoare sau o cratiță, eu am ales o cratiță de fontă pentru operația asta, și adăugăm în ea uleiul de măsline. Imediat adăugăm și carnea tocată și începem să o mărunțim în timp ce se gătește, nepermițându-i să se adune în bulgărași. Continuăm până când nu mai vedem urme de carne crudă, apoi o mai lăsăm încă vreo 2-3 minute în tigaie să se rumenească ușor. Odată rumenită, cu ajutorul unei spatule late, scoatem carnea din tigaie și o păstrăm la cald într-un castronel. Imediat adăugăm în grăsimea rămasă în tigaie ceapa tocată și, după cum vedeți, eu am tocat și ceapa verde, păstrând doar frunzele acesteia pentru decor. Presar de la început un strop de sare, amestec cu lingura de lemn, reduc focul și călesc ceapa cam 6-7 minute până se înmoaie, amestecând frecvent. Între timp, fără să pierd ceapa din ochi, toc și ardeii. Deja m-am ocupat de cei 2 ardei grași și acum toc mărunt jalapeno, care este mai degrabă foarte plăcut aromat decât extrem de iute. În schimb, acest ardei roșu este destul de nervos, dacă pot să spun așa, și dacă nu doriți un preparat extrem de picant, vă sfătuiesc să-l tăiați pe lungime și să eliminați semințele și nervurile, iuțeala fiind concentrată în acestea. Apoi tăiem ardeiul în fâșii subțiri și îl tocăm cât de fin posibil, pentru că nu e plăcut deloc să găsești într-o mâncare bucăți mari din ingredientele picante. Odată ce ceapa s-a înmuiat, continuăm cu următorul pas, care este adăugarea condimentelor. Adaug chimionul, ienibaharul măcinat și praful de scorțișoară. Piperul cayenne nu-l pun acum, ci la final urmează să îl dozez în funcție de cât de picant va ieși preparatul. Tot acum adaug și usturoiul și imediat și ardeii tocați. Amestec bine cu lingura de lemn și călesc totul pe foc mic, amestecând frecvent, timp de 5-6 minute. Dacă amestecul de legume din tigaie ni se pare prea uscat, adăugăm câte 1-2 linguri de apă fierbinte, amestecăm și continuăm.
După 5-6 minute, timp în care s-au înmuiat și ardeii, adăugăm peste legume toată carnea pe care am păstrat-o deoparte. Amestecăm bine, apoi adăugăm roșiile, am aici 150 de grame de roșii mărunțite din conservă, cu tot cu sucul lor. Omogenizăm bine și, dacă dorim să-l folosim, punem acum și tabasco din ardei chipotle afumați. Eu vă recomand să adăugați câte o lingură odată, să gustați și apoi să decideți dacă mai doriți mai mult sau nu. Aducem totul la fierbere, adăugăm 200 de ml de apă fierbinte și acoperim vasul cu capacul. Lăsăm să mai fiarbă la foc mic sub capac încă 10-15 minute, timp în care ținem la îndemână o crăticioară cu apă fierbinte să putem adăuga dacă e nevoie. După ce au trecut 10 minute, adăugăm și fasolea roșie scursă de lichidul din conservă și clătită bine sub jet de apă. Urmează să mai gătim totul împreună încă 10 minute. Țineți cont că fasolea este deja gătită. Regula rămâne aceeași. Din când în când adăugăm câte puțin apă fierbinte, punem capacul și continuăm. În acest timp, alături pe plită, fierbe și orezul cu bob lung cu care voi servi acest chili con carne. În final, mai asezonez doar cu sare și piper cayenne după gust, amestec și mai dau un clocot și ne putem așeza la masă. Montez în farfurie orezul, apoi pun chili con carne, un pic de ceapă verde, verdeața și, opțional, câte o felie de limetă. Simplu și apetisant. Dragilor, sper că v-a plăcut și vouă rețeta de chili con carne atât de îndrăgită de familia mea. Vă invit să o încercați și sunt sigură că va deveni una dintre preferatele familiei voastre. Și nu uitați, ca să nu pierdeți nicio rețetă dintre cele care vor urma, abonați-vă la canalul YouTube Laura Laurențiu, unde vă aștept mereu cu noi idei delicioase. Stați pe aproape!